Spuneam că autoritățile au început să înțeleagă faptul că trebuie să fie un pic mai atente și să colaboreze cu piața, cu beneficiarii, atunci când pregătesc cadrul de reglementare. Există o oarecare speranță că pentru programul următor ne vom pregăti ceva mai bine și, așa cum spuneam, în primul rând beneficiarii vor fi mai bine pregătiți și atunci probabil că și viteza de reacție va fi una mai mare. Competiția va fi mult mai acerbă, cu siguranță, în a doua etapă, iar problemele de implementare nu știu în ce măsură se vor rezolva cu adevărat. Pentru că de fonduri în continuare o să ducem lipsă, nu cred că se va... Unii spun că am ieșit din criză, dar nu suntem... E, poate după 2013 o să începem să creștem și noi economic și... Poate o mică creștere economică... Da, cu siguranță că se va simți că acum începem să ne mai revenim, dar asta nu înseamnă că, într-un mod spectaculos, vom avea mari disponibilități de lichidități pe piață și vom putea să cofinanțăm ușor mari proiecte. Va fi în continuare dificil, riscurile sunt exact aceleași, dar probabil că va merge un pic mai bine decât primul. Cu siguranță va merge un pic mai bine, cel puțin din perspectiva reacției pieței, care va fi mult mai rapidă. Și dintr-un anumit punct de vedere, probabil că se va și curăța puțin piața, adică să spunem că primii care au accesat fonduri nu au fost neapărat și cei mai îndreptățiți să o facă. S-au accesat foarte multe fonduri și s-au câștigat proiecte, uneori pe bandă rulantă, de către beneficiari de meserie, să spun așa, de serviciu. Nu știu în ce măsură și-au făcut foarte bine treaba, pentru că dacă același beneficiar derulează 7, 8, 10 proiecte în același timp, e puțin probabil să o facă foarte bine.